Arcada Galați a obținut medaliile de bronz în divizia A1 de volei masculin după ce a câștigat cu scorul de 3-0 la general disputa cu Știința Explorării Baia Mare. Eliminată din semifinalele campionatului de volei municipal Zalău, Arcada Galați mai avea doar șansa obținerii medaliilor de bronz, însă jucătorii formației de la malul Dunării erau încrezători înaintea finalei mici. Acum jucăm două meciuri acasă, că am terminat pe locul 3 în campionat și eu zic că prima șansă avem noi. Doar să trecem peste asta, că o să ne fie foarte greu și că oricum, pierderea e pierderea. Trebuie să trecem și să facem un joc bun și cu Baia Mare ca să câștigăm locul 3. Primele două meciuri din finala mică au avut loc la Galați în 18 și 19 aprilie. Gălățenii s-au impus cu 3-1 în primul meci, iar în partida cu numărul 2 au câștigat în minimum de seturi. A urmat jocul cu numărul 3, programat sâmbătă în sala sporturilor din Baia Mare, partidă în care maramureșenii sperau să se impună. Victoria le-a revenit însă tot gălățenilor, care au obținut astfel medaliile de bronz.